șantaj, tâlhării și trafic de droguri. Sunt doar unele infracțiuni pentru care hoțul în lege alias Stura, era anunțat de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale în căutare internațională. În data de 22 aprilie, acesta a fost reținut în orașul Moscova din Rusia. Urăjenii, că cu străni vreți? Sudim de ce răne? nu Vă Autoritățile din Rusia pregătesc actele pentru a-l extrada pe bărbat în Republica Moldova. Potrivit procurorilor, individul are 39 de ani și este originar din satul Leușeni, raionul Telenești. Acesta locuia de mai mulți ani în orașul Moscova. În 2013, el ar fi creat o organizație criminală specializată în șantaj, târhării, furturi, dar și trafic de droguri, atât pe teritoriul țării noastre, cât și în Federația rusă. Pentru ilegalitățile comise, acesta riscă până la 15 ani de pușcărie. Potrivit poliției, individul a fost condamnat anterior în Rusia pentru păstrarea drogurilor.